210, 210, probă de microfon. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la un nou video alături de mine. Salutări fani ai sportului, eu sunt Florentin și bine ați venit la un nou video alături de mine. Astăzi este 15 ianuarie 2021. Intrăm într-un nou an, trebuia să fac asta încă de mult și n-am avut ocazie să vorbesc cu voi și să filmez ce vreau să vă spun acum. Așa că vă zic de acum, chiar dacă e cu întârziere, cu vreo 2 săptămâni întârziere, la mulți ani și 2021 să fie anul vostru de succes în care vi se îndeplinesc toate visele și tot ce v-ați propus voi pentru acest an și anii care urmează. Ca să vă zic repede despre 2020, ce vreau să amintesc este că am crezut că anul 2020 va fi cel mai șmecher an dintre toate și că vom da și vom sparge lovitura cu tot ce vreți să facem noi prin parc. Și nu a fost chiar așa, ba chiar am avut niște piedici la început și m-au demoralizat de numai. Trecem peste asta și peste episodul ăsta, așa că acum vorbim despre 2021, un an în care vrem să plănuim 4 competiții mari de street workout în Sibiu. Așa că stați aproape, vom face calendarul competițiilor noastre și îl vom posta pe pagina echipei Flux și îl voi distribui peste tot pe unde apuc, pe tot ce înseamnă social media al meu și al colegilor mei. Ca să fac repede altă introducere, asta este jurnalul meu, episodul cu numărul 11, un an nou la care eu îmi doresc să fac 50 de videoclipuri pe acest canal de YouTube. Așa că începem pas cu pas. Am început deja din nou să fac seria de videoclipuri de antrenament, deja este un videoclip anterior postat de mine. Asta este o formă de motivație, vezi, merge pe motivație și dacă mă țin și eu contabil, de a-mi face antrenamentele. Eu am o mare, mare, mare problemă cu faptul că ratez antrenamentele mele pentru că îmi dau silința și timpul meu îl consum, să zic așa, chiar dacă sună ciudat și chiar nu cuvântul potrivit, îl consum pe antrenamentele clienților mei. În ultima perioadă am predat o grămadă de ore pentru copii și adulți la ski. Eu sunt monitor de ski de 5 ani încoace. Și fac asta cu mare, mare plăcere, dar mă obosește în așa fel încât seara când ajung înapoi în Sibiu, nu am niciun chef să mai fac eu antrenament pentru mine. Pe lângă asta, mă mișc cu clienții mei odată, la antrenamentele online sau cele din sală, oricât când am ocazia, nu stau degeaba, nu stau cu mâinile în buzunar și doar număr repetări și arăt exerciții, efectiv fac și eu, ca să mă țin puțin în ton, să zic așa. Am făcut și câteva antrenamente reușite, dar nu în ritmul ăla pe care mi-l dorisem să încep cu el așa ca de început pe care mi l-am propus prin acele vloguri de antrenament. Practic am mai filmat undeva la vreo 2 antrenamente serioase și m-am împrăștiat complet din nou. Să vă zic despre 2021. Pe lângă cele 4 competiții pe care vrem să le facem, vrem să ne mărim echipa, vrem să facem o grămadă de alte chestii, cum ar fi bootcamp, workshop-uri și multe alte lucruri pe care le-am discutat într-o mică ședință zilele trecute. De aceea și acest videoclip și energia cu care vreau să vă vorbesc. Plus că jurnalul 11 acesta din primul an, din un nou an, pardon, vreau să fie unul special în care vă transmit energia mea și felul ăsta de a fi eu ca să vă inspirați de la mine și să vă aveți și voi energie, dorință, motivație pentru a vă scrie planuri, pentru a vă așeza idei și pentru a face din anul 2021 un an reușit. Na, eu mi-am făcut New Year's Resolution și pentru mine personal și pentru echipa Flux, ce vreau să realizez cu ei și ce vreau să realizez pentru mine. Așa că vă încurajez să faceți și voi chestia asta, este un exercițiu foarte interesant să vezi ce-ți propui și ce-ți dorești pentru anul 2021. Trebuie să fie o listă destul de realistă, nu poți să zici gata, îmi iau un Lamborghini, de exemplu, când nu-i cazul, știi? Și atunci lista aia trebuie să fie destul de realistă cu ceea ce vrei să-ți propui să faci.
Dar este un bun exercițiu pentru că îți setezi niște scopuri la care tu vrei să atingi, să le atingi, să ajungi la ele și astfel ai un pas în plus de făcut sau o motivație în plus pe care o faci ca tu să ajungi mai aproape la acele scopuri. Așa că vă încurajez, faceți vision board-uri, faceți-vă aceste New Year's Resolution, puneți-vă planuri, scopuri mari, uneori atât de scopuri care poate vă sperie puțin și dacă vă notați acum ceva, nu știu, financiar, dublați suma aia. În loc să pui, nu știu, vreau să fac 5.000 de lei pe lună din slujba mea, face 10.000 de lei pe lună. Mamă, cum sună asta! Nu vă lăsați speriați de faptul că poate unele vise sunt un pic cam mari de realizat. Fiți un pic realiști, dar și vizionari. Da? Anul 2021 să fie un an în care poate vă treziți din realitatea 9-to-5 și vă luați drumul și inima în dinți și vă creați propria voastră afacere, deși na, fiecare cu provocările lui. Poate mediul online acum, pentru că merge din ce în ce mai mult și toată lumea parcă tinde să stea spre casă și să cumpere, să vândă și să facă servicii online, poate veți găsi dumneavoastră o idee nouă. 2021 o să fie un an foarte mișto pentru că vreau să țin ritmul cu activitățile outdoor pe care le-am făcut anul trecut. Îmi doresc să explorez și mai mult munții din țară, îmi doresc să ies cât mai mult în natură și să mă relaxez ori de câte ori am ocazia. Singur, prieteni și echipa Flux, pentru că cam asta este bula și cercul în care eu mă învârt și asta este ceea ce eu fac de zi cu zi. Antrenamentele mele sunt în Ozaki Arena, este o sală de cățărat, ninja warrior și tracțiuni, și bări de bare de tracțiuni și tot fel de chestii. Și aici mi-am găsit și locul și în spatele meu, adică în spatele vostru, în fața mea, este sala respectivă și acolo sunt deja băieții din echipa Flux care se antrenează. Ce am filmat acum? Am filmat niște exerciții pentru cum să stai în mâini. Așa că orice om care își dorește să învețe de la mine cum să stea în mâini, am crescut arhiva exercițiilor mele și pot să vă dau deja exerciții, temă de lucru pentru acasă, cum să stai în mâini. Asta face parte din programul de antrenament online pe care l-am început cu câteva persoane și vreau din ce în ce mai mult pe acești oameni pe care nu-i pot vedea. Da? Adică nu-i pot vedea, nu mă pot întâlni că nu sunt în Sibiu, să-i ajut așa de la distanță, așa că dacă ești încă interesat să te antrenezi alături de mine, sub metoda mea, acest tip de calisthenics, street workout și echilibru, flexibilitate, mobilitate, scrie-mi, găsești un mail în această descriere, scrie-mi dacă vrei să fiu antrenorul tău personal de la distanță, te pot ajuta pe multe, multe, multe planuri, foarte mult fizic și foarte mult aici. Nu mai stau mult de poveste, sunt deja vreo 7-8 minute, până e intro, până e outro, până nu știu ce. Vreau doar să vă urez un puternic, sănătos, curajos la mulți ani 2021, să aveți scopuri mari, precise, pentru că așa le veți atinge întotdeauna. Dacă mergeți, nu o să reușiți să vă atingeți scopurile voastre. Gândiți mare, fiți vizionari, nu renunțați la mișcare. Sănătatea voastră este pe primul loc și așa ar trebui să fie acolo în capul listei. Aveți grijă de mediul înconjurător și să ne vedem cu drag în următorul videoclip. Un videoclip despre... Țineți aproape, veți vedea. Ciao! Toate cele bune și spor la antrenament. În continuare!